This is a recording. Check that mic, make sure it sound right, boy.
Dragi prieteni ai emisiunii noastre, astăzi vom fi în mijlocul celor care s-ar putea ca peste câțiva ani să ducă mai departe tradiția și folclorul muzicii oșenești și a întregii țării, a Oașului. Suntem în mijlocul unor repetiții a celor două ansambluri Negrești-Oaș, este vorba despre Sânzienele și Oașul, și avem alături de noi pe coordonatorul, pe profesorul, cunoscuta interpretă de muzică populară oșenească, doamna Maria Tripon. Doamna Tripon, am să vă rog să ne spuneți pe cine avem în momentul de față în cadru și să ne spuneți câte ceva despre ei. Bună ziua, la mulți ani, că ne vedem pentru prima oară în acest an. Bine ați venit sau revenit în Țara Oașului și ne bucură din suflet faptul că v-ați făcut timp să ajungeți dumneavoastră la noi, că nouă ne e mai greu să ajungem la satul mare. A fost plăcerea noastră. Da, până acum ați reușit să vizionați sau să vizioneze telespectatorii o părticică din ansamblu Sânzienele, care aparțin Clubului Copiilor. De ce spun o părticică? Astăzi sunt zi de cursuri, în care se filmează. O parte din copii sunt la cursuri, alții sunt chiar bolnavi, n-au putut să vină. Ați avut ocazia să vedeți, nu poate cei mai buni copii din ansamblu Sânzienele, pentru că ei sunt amestecați și copii începători care doar din această toamnă frecventează cursurile la noi, dar avem și copii mai vechi în ansamblu și s-a și putut vedea pe ei. V-am prezentat doar două soliste, deși avem vreo 5 în total, ele două au reușit să ajungă. Așa o luăm de fiecare dată. Începem anul școlar cu copiii noi, cu cei vechi pe care îi mai avem, mai pierdem pe traseu dintre ei, fie că merg la alte școli, fie că s-au plictisit, că mai e și chestie de genul ăsta, sau că îi duc părinții în străinătate la școală. Cât sunt în momentul de față? Câți membri are ansamblul Sânzienele în momentul de față? N-aș putea să vă spun, pentru că e mereu fluctuație. Vin și pleacă, vin și pleacă. În orice caz, peste 50 de copii sunt, dar astăzi v-am spus, nici 10% nu sunt, pentru că așa s-a întâmplat. Eu i-am anunțat pe toți, dar unii chiar mi-au motivat de ce n-au putut să vină. Okay. Ce învață ei copiii venind la ansamblu Sânzienele? Tot ce ține de folclor oșenesc și de zestrea Oașului, începând de la costumul popular cu care îl îmbracă. De exemplu, astăzi au venit îmbrăcați în costum de iarnă, în ținută de iarnă, având în vedere că este luna ianuarie și toată iarna ne veți vedea în costumele populare oșenești de iarnă. Apoi, ținuta de vară, ținuta de primăvară, de toamnă, se familiarizează cu muzica instrumentală, pentru că astăzi îl avem pe Vasile Solomon, cetărașul Casei de Cultură, de fapt nu este al nostru, al clubului, doar că ne ajută, având în vedere că eu instruiesc și pe cei mari pe ansamblu Oașul a Casei de Cultură și atunci prin bunăvoința lui, a doamnei director Natalia Lazar, ne deservim și cu ansamblu Sânzienele de prezența și prestația lui. Mai avem și un zongoraș care vine când avem spectacole, în special că el nu este angajatul nimănui și atunci nu ne-am permis să-l aducem astăzi, dar repetițiile ni le facem cu excepția costumelor populare. Astăzi ne-am îmbrăcat doar pentru televiziunea Nord-Vest și când avem spectacole. În rest, copiii vin exact cum vin îmbrăcați de la școală, în ținuta lor, în uniformă școlară sau în ce au la repetiții, și astăzi ne-am încercat să vă prezentăm fragmente din țipurituri de grup, țipurituri individuale. Depinde cum se remarcă copiii. Soliștii vocali se remarcă încă de la început prin talentul vocal. În rest, încercăm să-i prindem pe toți copiii în tot ce avem, pentru că scopul nostru ca și instituție, Clubul Copiilor, eu ca dascăl, este de a atrage cât mai mulți copii spre activități extrașcolare și, bineînțeles, dacă eu predau folclor, spre folclor. Sunt copii care fac pasul după ce vin o perioadă de timp la Sânzienele, la Sambu Sânzienele, sunt copii care fac pasul la fraților mai mari de la Oașu? Bineînțeles, sigur că da. Avem este copii. Chiar o pepinieră pentru Oașu. Este o pepinieră, de fapt, pentru Oașu, deocamdată, atâta timp cât eu sunt cea care mă ocup și de unii și de alții. Sigur că da. Îi vedeți acum așa și o să-i vedeți peste 10 ani dincolo sau peste câțiva ani dincolo în ansamblu Oașu. Sau poate peste câțiva ani vor ajunge și soliști. O să aveți ocazia să-i cunoașteți câteva fete din ansamblu Oașu care au venit exact de când era așa ca și cea mică, ca și Ana, și acum sunt în clasa 10-a, fete mari, de măritat. La ce vârstă pot veni să se înscrie la Sânzienele? Luăm cam de la 5-6 anișori, cam pe când poți să faci reguli cu ei, pentru că și aici
Chit că eu încerc să prefac ora de dans în ora de distracție, dar totuși, până la urmă, trebuie să se vadă un final. Adică copiii să înțeleagă ce înseamnă disciplina și după aceea să înțeleagă noțiunea pașilor când le explici. Dacă îi spui stângul să nu bată cu dreptul, dacă îi spui dreptul să nu bată cu stângul, da. Și pasul mare spre oașul? Cam pe la ce vârstă se face? De obicei ne orientăm și în funcție de înălțime, pentru că ei, dacă ajung deja la înălțimea unui adolescent, chiar dacă este clasa 8-a, cum este Găbiță, a 7-a e sau 8-a? A câtea? A 7-a. Deja pe Gabi îl rulăm și dincolo la ansamblu Oașul și din coace la Sânzene. La două echipe, să înțeleg. Da, și el mă întreabă întotdeauna, dar acum cu care mă duc, cu Sânzenele sau cu Oașul? Și se uită la ăștia mici, mai ales la începători, ce, da, doamna profesoară, dacă ăștia mă puneți pe scenă, da mă, că ei mici mai au de învățat de la voi, de la cei mai mari. Sânzenele au fost la festivalul, la spectacole, au participat, au urcat pe scenă? Sânzenele sunt mai mult poate prezenți decât ansamblu Oașul la festivaluri internaționale, naționale. De ce? Pentru că sistemul din învățământ e altfel față de sistemul din cultură. Clubul copiilor este subordonat Palatului Copiilor și apoi Inspectoratului Școlar. Ministerul Învățământului organizează o mulțime de concursuri pentru copii, deci adresate numai lor copiilor, concursuri unde participă doar copii elevi pe categorii de vârstă în concursuri și apoi fie că sunt de nivel național, interjudețean, internațional, de exemplu în anul școlar care, nu, în anul calendaristic, hai să o luăm așa, pe 2014 au chiar un palmares frumușel, au obținut un premiu întâi, acum nu neapărat cei care sunt de față, că aici avem copiii noi din toamnă, da? Au obținut un premiu întâi și, bineînțeles, multe aplauze la concursul internațional de folclor pentru copii la Sighetul Marmației. Am fost șonfi. Tot la Sighetul Marmației, pentru că le-am plăcut în primăvară când ne-au văzut și am luat premiul întâi, ne-au invitat și în decembrie la un alt festival național de data aceasta, de colinde și obiceiuri de Crăciun. Și la fel ne-am întors cu un premiu întâi, dovadă că le-au plăcut și ce am prezentat și ținutele noastre și am lăsat impresii bune. Am văzut că ați fost și la festivalul dat și colinde de la Negrești, care a fost în duminică după Crăciun. Da, am fost acolo. Din păcate, acolo am obținut numai premiul 3, dar întotdeauna sunt zenele ori premiul 3, ori 2, că probabil se ține cont că noi suntem dat în de acasă. Și... Da. Da, dar e foarte greu să le explici copilor de ce ei nu obțin odată premiul 1 aici acasă. Dar în sfârșit. Important e că le obținem în deplasare, unde suntem poate mult mai apreciați decât acasă. Și vom sta de vorbă cu o parte dintre ei, voi vom lua în rând pe cei mai mărișori și apoi ne vom, dacă vom putea, vom încerca să vorbim și cu cei mai mici. Cum să nu, da? Cu cine să vorbim? Trebuie toate cu tine. Care e cel mai vechi? De cât timp ești aici? Cam de la... din clasa 1. Clasa 1 și 7. Da, acum ați clasa 7, deci cam de 7 ani. Și cum ți se pare? Frumos, învățăm lucruri tradiționale, să dansăm, este bine. Ce îți place cel mai mult? Faptul că merg pe scenă sau?
Da. Îți place chestia asta? Da. Te vezi într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat ca fiind un interpret, un solist de muzică oșenească deocamdată, dar poate nu numai. Ți-ai dori o astfel de carieră? Da. Deci intenționez să devii cântăreț. Da, nu. Sau te mai gândești încă? Nu mai gândesc. Te mai gândești încă. Avem în dreapta unui solist care mai devreme ne-a și țipurit. Spune-te, cum te numești? Alexandra. Alexandra și mai cum? Balog. Balog. Alexandra, de când tipești aici? De la 4 ani. Oh, tu ai fost și mai devreme ca și colegul nostru. Cum a fost, câți ani ai acum? 12. Ah, deci ești de la 4, ești de 8 ani. Cum a fost cei 8 ani la Sânzienele? Frumos. Frumos? Ce ți-a plăcut ție cel mai mult și cel mai mult aici la Sânzienele? Să merg pe scenă. Așa, da? Să dansez. Te întreb și ca și pe colegul tău, intenționez ca într-un viitor mai apropiat, mai mult sau mai puțin apropiat, să urmez o carieră de solist vocal, să cânt muzică? Da. Da? Ți-ar place? Da. Ce muzică ți-ar place să cânt cel mai mult? Bine, acum știu că muzică oșenească, dar, cum spunea doamna Tripon într-o vreme, nu prea să scot bani din chestia asta. Mai mă gândesc. Te mai gândești? Ok, îți dorim mult succes. Avem aici unul mai emititel. Spune cum te numești. Claudiu. Claudiu, de cât timp ești tu la Sânzienele? Din toamnă. Din toamnă? A, tu ești mai nouț, să înțeleg. Da. Cum ai primit colectivul? Cum te-a primit colectivul pe tine aici? Bine. Bine? Ce ai învățat de când ești aici? Mult. Ai învățat să țipurești, să dansezi? Da? Da. Și ai învățat și Colinda, ce spune doamna Tripon. Da. Tu ai vrea să devii cântăreț când o să fii mare? Nu știu. Sau și la tine este o chestie care te mai gândești decât atunci. Ok. Aici avem o altă frumoșică, cum te numești? Iulia. Iulia. Tu de când tip ești aici? Din clasa a doua. Și acum ești clasa? A treia. A, deci de un an de zile ești aici. Cum e? Ia explică-ne. Frumos. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult și cel mai mult la Sânzienele? Să dansez. Ce anume? Să dansez. Să dansez? Și de cântat, cum e cu cântatul? Bine. Merge și cântatul? Da. Ce ți-ar place să fii când vii mare? Când o să fii mare? Vrei să te faci cântăreață sau nu? Cântăreață. Cântăreață? Îți dorim mult succes. Avem aici pe cineva mai mărișor puțin, spune cum te numești. Mă numesc Podina Ioan Vasile, clasa 7, am 15 ani. Mulțumesc. De cât timp ești la Sânzienele? Cam de la sfârșitul lui septembrie. Deci tu ești nou, să înțeleg. Da. Așa. Îmi place să dansez, am învățat colinde, am învățat supurituri. Suntem același lucru și ca și pe ceilalți colegi ai tăi. Ți-ai dorit să urmezi da. O carieră muzicală? Da. Bănuiesc că de asta ai și venit aici, nu? Da. Ce s-ar face să cânti? Ce te-ai direcționat? Oșenească. Oșenească? Da. Îți dorim mult succes. Mulțumesc. Avem pe Denisa. Pe Denisa ne cunoaște pentru că de la Vama a venit cu noi. Ești din Vama, da? Da. Așa. Denisa, de când tip ești la... Din clasa a doua. Din clasa a doua. Cum e? Am înțeles că, din ce am văzut, ești cam printre cei mai... vechi, ghilimele spus, vechi dintre cei de față. E frumos. Cum a fost de-a lungul timpului? Foarte frumos, ne-am deplasat în mai multe locuri, am învățat spurituri noi, dansuri noi. Care a fost cea mai plăcută deplasare pe care ai făcut-o tu până acum? Unde ți-a plăcut ție cel mai mult? La Bacău și la Iași. Unde? La Măinești, Bacău și la Iași. Și la București, nu? Și la București. La televiziune la București. Da. Te întreb același lucru și pe tine. Ți-ai dorit să urmezi o carieră muzicală? Da. Ce ți-ar place să cânti? Nu știu, mă mai gândesc. Muzica oșenească te-ar tenta să o continui, să o promovezi? Da. Și dacă nu se fac așa mulți bani din muzică oșenească? Chiar și atunci? Da, chiar și atunci. Sau ai cânta și muzică oșenească pentru sufletul tău și muzică de altă natură care cu mai mulți bani pentru a ajuta și întreține? Există și asta o variantă, nu? Nu știu, sigur. Îți dorim mult succes, Denisa. Mulțumesc. Avem aici niște mici. Spune-mi cum te numești. Darius Bandi Alexandru. Așa, și spune-mi tu câți ani ai? 6 ani. De cât timp tu ești la Sânzienele? De anul trecut. Din toamnă? Da. Ce spune doamna Tripon, ești din toamnă. Ce ai învățat din toamnă până acum aici la Sânzienele? Ce s-a plăcut ce ai rând aici? Să țipurez, să dansez, să colind. Da? Tu încă n-ai apucat să mergi pe scenă sau? A fost și el pe scenă? Și la unde ai fost tu pe scenă? Unde ți-a plăcut ție cea mai mult? Unde ai fost în țară? La ziua orașului. Ai fost și la ziua orașului? Da. Și unde mai fost? Și la festival, la biserică. Da.
Vrei să te faci cântăresc, nu o să fii mare? Da. Da? Ce muzică ai vrea să cânti tu? Orice. Orice? Îți dorim mult succes. O altă mitilică? Spune-le cum te numești. Ana Boldor. Ana Boldor. Ia spune-mi tu, Ana, de câți ani ai? 6. 6 ani, mulți înainte. De când te ești la Sânzienele? I-a fost și anul trecut un pic. A, deci ai un pic de, tu ai un pic de vechime, să înțeleg. Ce ai învățat tu de când ești aici? Ce-mi place mie? Ce ai învățat de când ești aici? Să țipurești, să dansezi, ai învățat chestiile astea? Da. Da? Și ce-ți place ție mai mult, să cânti sau să dansezi? Să cânt. Să cânti? Da. Vrei să te faci cântăreață când o să fii mare? Da. Îți dorim mult succes și să crești mare. Tu, cum te numești? Cândălaș Vasile Călin. Tu de când ești la... Din vară. Din vară? Da. Îmi trebuie să te întreb câți ani ai? 10 ani. Deci ești clasa a 4-a? A 5-a. A 5-a. Așa. Cum e? Cum e la Sânzienele? Bine și frumos. Ai mai cântat undeva înainte de a veni la Sânzienele? Da, am cântat pe scenă la Colinde. Da? Da. Și ce ai învățat față de ceea ce aveai tu înainte, ce știai înainte la Sânzienele, ce ai învățat ceva mai nou? Am învățat dansuri. Da? Să joc, să țupuresc. Ai vrea să te faci cântăresc când o să fii mare? Da. Da? Ce muzică ai vrea? Oricare. Oricare? Totuși ai tu una mai aproape de sufletul tău. Niciuna. Niciuna? Îți dorim mult succes. Mulțumesc. Reluăm șirul intervențiilor noastre cu membrii ansamblului Sânzienele. Tu cum te numești? Dea Marica. A, așa, și câți ani ai? 9 ani. De cât timp ești la Sânzienele? Din clasa 1. Din clasa 1? Acum ești clasa... 4. 4. Deci de 4 ani. Unde ai fost tu de când ești la Sânzienele? Pe ce scenă ai fost? Am fost la... Ți-a plăcut ție cel mai mult, dacă este o lumea așa? Poate că multe scene. Sâmbraului ți-a plăcut cel mai mult? Da. Ce ai învățat tu de când ești la Sânzienele? Să dansez, să cânt colinde, să țipuresc. Te întreb și pe tine, ca și pe ceilalți. Te-ai dorit să te faci cântăreață când o să crești mai mare? Vrei să urmezi? Nu. Te gândești la Oașul ca mai târziu să faci parte și din ansamblu Oașul? Sau? Mai mă gândesc. Ce mai gândești? Îți doresc mult succes. Tu cum te numești? Gheorghe. Cum? Gheorghe. Gheorghe. Gheorghe, câți ani ai, Gheorghe? 12. 12 ani. Deci înseamnă că ești clasa a... 5-a. 5-a. Tu de cât timp ești la Oașul? De 5 luni. La Sânzienele, Doamne, cum ne confund. De 5 ani, da? 5 luni. De 5 luni. Deci tu ești tu mai nouț, așa? Da. Așa. Cum e? Foarte frumos. Ce ți-e place cel mai mult aici? Dans. De fetele astea frumoase. Dansurile, cântecele, corinzile. Ce îți place cel mai mult, să dansezi sau să cânti? Să dansezi. Să dansezi? Deci te-ai gândit totuși că într-un viitor mai mult s-a pus în apropiat, te atrage mai degrabă o carieră de dansator decât una de cântăreț? Poate. Probabil că da. Îți doresc mult succes. Mulțumesc. Tu cum te numești? Zelea Nicol Patricia. O să cuținem eu la ta. Și câți ani ai? 7 ani. 7 ani. De când ești aici la Sânzienele? De anul trecut. De anul trecut. Cum e? Poftim? Cum este? Cum e atmosfera la Sânzienele? Frumos. Frumos? Ce ai învățat de când ești aici? Să dansezi și să colind. Ce îți place mai mult, să dansezi sau să cânti? Colind. Să colinzi? Vrei să te faci cântăreață când o să fii mare? Uh-huh. Da? Te gândești ca mai târziu să faci pasul la cei mai mari, la Oașul, și de acolo încolo să te lansezi într-o carieră solo, bănuiesc eu, nu? Da. Îți doresc mult succes și să crești mare. Tu? Bună. Cum te numești? Marian. Marian. Tu de cât timp ești la... Nu, prima dată câți ani ai? 9 ani. 9 ani. Ești clasa 3, da? A doua. Da, a doua. De cât timp ești la Sânzienele? Din toamnă. Din toamnă? Și cum e la Sânzienele? Cum ți se pare? Frumos. E frumos? Ce ți-a plăcut cel mai mult de când ești aici? Să dansez. Să dansez? Cu, da. Cu muzica nu te prea împa sau? Ba da. Sau îți place mai mult să dansez? Am înțeles. Ce vrei să te faci când să fii mare? Fotbalist. Deci nu prea are tangență cu muzica. Eventual așa la picioare s-ar putea să te ajute dansurile de aici. Da. Îți doresc mult succes.
După ce am văzut pe cei mai mici, am văzut la lucru și pe cei mai mărișori. Este vorba despre cei de la Ansamblu Oașul, nu? Da, este vorba de Ansamblu Oașul al Casei de Cultură. Deja ei funcționează în cadrul Casei de Cultură, deși sunt încă elevi. Sunt elevi ai celor două licee din orașul nostru. Sunt copii veniți din mai multe sate ale Oașului, dacă o să vorbiți cu ei o să aflați. Sunt unii chiar începători, deși au... S-au descurcat oarecum, dar ideea e că și la repetiții eu, chiar dacă sunt unii începători, îi punem între cei care sunt puțin mai avansați ca să se ruleze mai ușor și mai bine. Învățați să și cânte sau doar să danseze? Ei sunt la o vârstă la care cel puțin băieții sunt cu vocea în schimbare, cu care putem, încercăm și dansuri de grup, pentru că mai puțin s-au remarcat în ultima perioadă din ăștia așa de mari, pentru că sunt majoritatea noi în Ansamblu Oașul, cu excepția unor fete care au tot venit. Cel care-i veteranul nu-i prezent, Adi, care era solist de când era atâtica. Dar e fenomenul care se știe cu băieții când intră cu vocea în schimbare și exact perioada asta, adolescența, e perioada când ei sunt în liceu, dar... pregătim cu ei și țipurituri de grup. Astăzi au venit mai puținei din cei care au voce și ar putea să redea ceva. Am preferat să dansăm, că ăsta e punctul forte. Fetele? Și fetele sunt care țipuresc. E un fenomen ce se întâmplă cu ei. Până sunt mai mici, sunt mai curajos. Când sunt mai mari, sunt mai timizi. Înțeleg că sunt timorați atunci când sunt pe scenă și ar trebui să cânte ca solist? Sunt unii colegi de-ai lor, mai răutăcioși, care le zic țărani că îi văd îmbrăcați în costum popular și mai râd și de fete că te-am văzut acolo și acolo, și probabil că și reținerea asta din acest punct de vedere. Dacă le impun de grup și mă bag și eu în mijloc între fete, țipurim, atunci nu e nicio problemă. Deși eu încerc să le explic că doar cei invidioși și cei care nu știu să facă ceea ce facem noi spun asta. În rest, pentru că ei au observat și la școli unde sunt ei elevi, la licee, au diferite proiecte legate de obiceiuri și tradiții și atunci le prinde foarte bine ceea ce au învățat aici și uneori le împrumutăm și costumele Casei de Cultură, pentru că, după cum puteți observa, sunt costume identice, nu sunt ca și la Sânzene, la Sânzene le vin unii cu costumele lor de acasă, la alții le dau eu din colecția mea de costume care le-am adunat de-a lungul anilor și aceasta este, după cum vă spun, diferența. Acum, sigur, se distinge George, care e în mijloc, pentru că el a crescut în Sânzene, el este abia în clasa 8-a, dar deja încercăm să-l rulăm la Oașul, de aceea a și venit îmbrăcat într-un alt costum față de restul. Să înțeleg că promova mai devreme. Da, pentru că e înalt și, și nu numai înălțime, ci are și ceva vechime și atunci, dacă se descurcă deja cu pașii de dans care le cer celor mari, atunci, sigur că da. Dintre cei care i-am văzut astăzi, mă refer aici și la Sânzenele și la Oașul, dintre cei care probabil de-a lungul timpului au trecut și pe la Sânzenele și pe la Oașul, ați văzut la careva dorința de a rămâne în zona folclorului, de a continua tradițiile, de a încerca să ducă mai departe munca pe care dumneavoastră o faceți cu ei și pe care ați făcut-o și până acum? Din păcate, iar ne lovim de un fenomen foarte interesant și ciudat. Până când sunt mai mici și sunt de vârsta liceului, mai stăpânești, mai coordonezi. Cum termină liceul, au plecat. Mare parte pleacă în străinătate cu părinții acolo, se rup total de ce înseamnă obiceiuri și tradiții, vin acasă de 2-3 ori pe an, Paști, Crăciun și August când e concediu și atunci destul de puțin mai o tangență cu tradițiile. O parte merg studenți în alte orașe, la fel se rup de noi. Unii rămân fideli, că de exemplu avem un băiat care acum e student la Cluj, urmează o a doua facultate și când poate și permite timpul, mai vine la activități noastre când avem și participă. Cum de altfel sunt chiar băieții mei, Cristi, Ionuț, care îi știți, ei sunt stabiliți la Cluj, dar dacă, de exemplu, avem o invitație să mergem în străinătate sau la o televiziune în București sau undeva unde trebuie să ne prezentăm jnuri, atunci vin și ei și dansează și mă ajută. Dar, din păcate, nu-și doresc să promoveze, să continue ceea ce am făcut eu, pentru că dacă nu ai foarte multă pasiune și să nu te gândești niciodată că din asta vei face bani, atunci
reușești ceea ce am reușit eu, dar dacă te gândești câți bani vei face din asta și te dezamăgești, bineînțeles, că nu poți să spui că faci bani din folclorul autentic și în special oșenesc, atunci asta e consecința. Dar eu tot rămân la convingerea că măcar unul din atâția, ori să fie cu o doză de nebunie pe care o am și eu. 2015 a început în forță pentru mine, recent am primit o importantă diplomă și o apreciere ca fiind declarat omul anului în cultură pe 2014, ceea ce mă face ca în 2015 să încep în forță. A fost un încununare a celor 25 de ani de activitate a dumneavoastră? Nu, pentru că când am sărbătorit cei 25 de ani de activitate, era în urmă cu vreo 2 ani. 27. Da, acum fac 27, nu. Omul anului am fost declarată pentru anul 2014. Pe 24-25 sunt invitată la Bistrița de către Asociația Națională de Folclor, cei care m-au primit ca membre în rândurile lor în urmă cu 2 ani. Am fost la Cernăuți de Ziua Națională de 1 decembrie, deci eu vi le spun cele ce mi le reamintesc așa de curând, iar pe plan local ne pregătim pentru că l-omagim pe Eminescu pe data de 15, vom sărbători și Unirea Principatelor pe 24 și tot așa, nu stăm deloc. A fost o 1 ianuarie plină, să înțeleg, și bănuiesc că și tot anul va fi la fel de plin. Să sperăm. Noi așteptăm invitații și așteptăm sprijinul acelora care trebuie să ne sprijine și apoi în rest mergem acolo pentru ce ne pregătim de fapt, că noi ne pregătim continuu și permanent pentru a arăta lumii întregi frumusețea zonei oașului prin obiceiuri și prin tradițiile noastre. Spune-mi, te rog frumos, cum te numești și câți ani ai? Mă numesc Pinte Cristina și am 14 ani. De cât timp ești în oașul? De un an și ceva. Cum au decurs acești un an și ceva de când ești aici? Ce ai învățat să faci față de ceea, probabil, de ceea ce probabil știai înainte? Păi eu nu știam că foarte bine acest pas și acest dans, acum am reușit foarte bine să-l fac și mi-a plăcut foarte mult, am vizitat acest județ de foarte multe ori, am mers la multe spectacole, mi-a plăcut foarte mult. Și asta e un imbol pentru tine, faptul că vezi județul și uneori poate vezi și țara, e un imbol pentru tine ca să continui. Te gândești ca pe viitor să rămâi fidelă folclorului oșenesc sau ai alte planuri? Nu, chiar am de gând să rămân, cam până termin liceu, după aceea cine știe pe unde apuc. Îți doresc mult succes indiferent ce o să faci. Mulțumesc! Spune-mi tu cum te numești. Mă numesc Pinte Gigi, am 16 ani, imediat fac 17. Mulțumim! Mulțumesc mult! Tot de un an și ceva, ca și Mișoara. Suntem împreună, suntem frați. Cum e? Cum e în asamblu? Mai au și un frate, la asambleienele. Este chiar plăcut. Deci înainte noi nu știam nimic și nu era vorba să vin și eu, dar două lecții, ceva că vine Crăciunul și știți cum e, mergi în seara la fete, nu știu, jucai, te faci de rest. No. Și n-am prins, primele două săptămâni n-am prins deloc, n-am să ies pasul, dar după aia am văzut că fiecare zi fac un efort. M-am simțit foarte bine când am văzut că știu să joc. Nu aveți probleme cu colegii? Spunea doamna, mai devreme doamna Tripon, că aveți, mai sunt colegi răutăcioși care nu tocmai vă laudă pentru că sunteți aici? Da, dar nu sunt din ansamblu, deci asta este clar. Eu, de fiecare dată, când aud că de ce te duci, că degeaba, că țăran, nu știu ce, mereu le răspund și nu sunt afectat că mă, voi sunteți din oaș sau nu sunteți din oaș. Până la urmă și voi toți sunteți, vii rușine sau ce? Și ce intenționezi să faci pe viitor? Vrei să rămâi în continuare în domeniul artistic sau ai alte gânduri? Eu pe viitor, deja imediat intru în BAC, sunt a 11-a și după BAC sper să ajung la medicină undeva în alte județe, dar când o să fiu în zonă, mereu o să vin să dau un bună ziua la doamna Maria Tripon și dacă are nevoie de ceva, să o ajut cât pot. Deci vei continua pe lângă medicină, vei continua să rămâi și în zona folclorului. Sigur. Îți doresc mult succes, indiferent ce o să faci. La fel. Mă numesc Pop Cristina. Așa, de cât ești? De 4 luni. De 4 luni ești în ansamblu? Da. Câți ani? 15. 15 ani. Ești poate cea mai, printre cele mai noi în ansamblu. Da, așa este. Cum te-a primit colegii în primul rând? Este plăcut, colegii m-au întâmpinat foarte drăguț. Cu unii din ansamblu sunt colegă de clasă și m-am adaptat foarte ușor. Te-a determinat de ei să vii și aici? Sau au avut și ei un cuvânt de spus la venirea ta aici? La început nu, am venit doar pentru a învăța să dansez oșenește, însă a început să-mi placă și am hotărât să rămân. În muzică nu ai încercat să cânti? Nu. De ce? Consider că n-ai voce sau? Sau ți-e frică? Ambele, puțin amândouă.
Ce crezi că vei face? Cum te vezi tu peste, nu știu eu, ce clasă ai spus că ești? A noua. Așa, după ce termin bacalaureatul, ce te vezi tu făcând? Încă nu m-am hotărât, nu știu. E vreo șansă ca să continui munca doamnei Tripon? Nu știu, asta rămâne de văzut. Un succes indiferent ce vei face. Mulțumesc. Tu cum te numești? Paul Radu Petruț. Ce clasă ești? A 10-a. A 10-a. Și de când tip ești aici? De un an. De un an? A, deci tu ești cât de cât, mai știi pașii. Da, când de cât. Cum e? Cum e în oașul? Foarte frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult de când ești aici? Costumele, îmi plac, tradițiile, totul. Faptul că ai venit la Oașu și ai învățat să dansezi, ai avut mai mult succes la fete de când ai mers la colindat? Nu. No. Am crezut că te-a ajutat chestia asta. Nu, nu contează. Ai fost și pe scene? Da. Pe alte scene, că nu da. Unde ai fost? Unde ți-a plăcut cel mai mult, de fapt? Aici, la noi, în Negrești. Da, cel mai frumos a fost aici. Ce te vezi tu făcând peste 2-3 ani de zile după ce termin liceu? Eu studiez electronică, o să merg mai departe în acest domeniu. Vei continua și pe plan artistic? Desigur. Ți-ar plăcea să rămâi în domeniu, să activezi la un club de dans, chiar și în calitate de amator, nu neapărat profesionist? Depinde de ce va fi pe viitor. Îți doresc mult succes, indiferent ce vei face. Mulțumesc. Tu cum te numești? Roșia Cristina Irina. Am 14 ani și sunt de 2 ani în Oașul. Oh, tu ai vechime, serioasă? Da. Cum a fost? Cum au trecut cei 2 ani de zile? Foarte ușor, așa, ca vântul. Ca vântul? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult în cei 2 ani de zile? Care a fost momentul care a fost sublim? Păi când am învățat să dansez și pașii și tot. Dar bănuiesc că nici când ai fost pe scenă nu ți-a displăcut. Nu. Și acolo a fost plăcut, da? Da. Unde ți-a plăcut cel mai mult? Păi la Albinuț am fost, la Ardod și aici la noi. Într-un viitor mai mult sau puțin apropiat, te vezi făcând ceea ce faci acum? Sau da. Ai alte planuri? Sper să devin cântăreață sau dansatoare. Sper să devin cântăreață sau dansatoare. Îți dorim un succes. Cred că e singura de aici care a zis că... Nu, sunt încă două. Sunt încă două? Da. Nu sunt ca la ele atunci. Da. Îți doresc mult succes. Mulțumesc. Tu cum te numești? Mă numesc Șocan George, sunt din satul Mășeni și am 14 ani, iar de 5 ani sunt aici la un ansamblu. Auleu, tu chiar ai vechime. Am înțeles că tu ai promovat de la Sânzienele, da? Cum a fost la Sânzienele, cum e la Oașu? Fă o comparație. La Sânzienele este diferența numai că sunt copii mai mici, iar ești mai mare. Și pasul este un pic schimbat. Am înțeles. Să înțeleg că dacă de atâta vreme activezi în Sânzienele și apoi în Oașu, ai serioase aspirații pe viitor ca să rămâi în domeniu, nu? Sau? Da, îmi place dansul, dar nu mă duc așa pe domeniul dansului sau muzicii. Ce ți-ar place mai mult să faci? Să fiu un om de afaceri sau un director financiar. Sunt oameni de afaceri sau director financiar care cântă și dansează foarte bine. De ce n-ai putea și tu? Aș putea. Îți doresc un succes indiferent ce o să faci. Mulțumesc. Tu cum te numești? Eu mă numesc Cuja Măriara, activez în cadrul ansamblului de 10 ani. Deci aici m-a ajuns la greutate. Da, începând cu Sânzienele și până la Oașu. Cum au trecut cei 10 ani? 10 ani e o viață de om. Repede. Repede? Da. Multe activități. În cei 10 ani, acum te întreb foarte rapid, în cei 10 ani de când activezi în... Bănuiesc că ai început de la Sânzienele și mai ești la Oașu. Da. Care a fost cel mai plăcut moment al tău, așa, rapid gândind, care l-ai trăit aici la un vincere de o asamblă? La Sânzienele. Când mergeam la București. A, deci au fost cel mai... Deci erau momente mai plăcute. Acum cu Oașu, unde a fost cel mai... Departe sau... Cel mai departe sau cel mai... Mi s-a plăcut ție cel mai mult? Pe scenă, de Ziua Orașului. Da? Aici, da. Acolo a fost. Tu și când sau doar dansezi? Nu, doar dansez. Doar dansez. Te vezi mai într-un viitor mai, puțin, mai mult sau mai puțin apropiat ca devenind un dansator profesionist? Posibil orice. E posibil orice, dar totuși tu ce inclinație ai? Eu mă duc spre medicină, nu? Medicină? Da. Bă, nu, poate o să fiu un medic foarte bun dansator. Poate. Îți doresc mult succes. Sperăm. Îți doresc mult succes. Tu cum te numești? Mă numesc Pomnelu, sunt din Târșul și activez la ansamblu de aproximativ 3 luni. De 3 luni. Deci, bine a spus doamna Tripon că domnul cu experiență a fost unul mai nou. Da. Cum au fost cele 3 luni de până acum? Ce ai reușit să înveți în cele 3 luni de până acum? Deci am pasul mare, el a fost foarte greu de învățat și tot, adică tot a fost greu de învățat. Cum se descurcă tinerelul? Bine, bine. Se descurcă bine? Da, da. Uite, te dau de colega. Care a fost? Ce te-a determinat?
Ce te determina să vii? La... Vroiam să învăț, să dansez. Deci, tot cu mersul la colindat ca să știi să dansezi, da, cu fete, da? Da. Ei, ei, poate cine știe, anul viitor când te duci la colindat o să fii știpașul perfect și... Orice e posibil. Poate din, poate din dansul să-ți găsești și mireasă. Poate. Ce te vezi pe când, după ce termini liceul? Nu m-am gândit, nu... Oricum, întrebarea era mai cu un pic de desubt, adică în sensul, vei continua să rămâi în domeniul artistic sau ai alte... Nu cred. Nu. Ce te-ar, ce te-ar atrage? Deci, meseria pe care o practic acum de ospătar. Da? Uite, vezi dansă și mergi și servești oameni în rând de dans, în faci de dans. Exact. Mulțumesc. Ne apropiem și de final, cum te numești? Mă numesc Jani Șara, sunt din satul Dumitri, am 16 ani și activez de 10 ani. Aole, deci tu ai început și de la... cu domnișoara, geamena. Mă gândeam de pe sână la... Și încă una mai mică dincolo. Deci e toată familia aici. Mai e frați, surori care sunt aici? Suntem ultimii, ultimele de fapt. A, înțeles. Cum e? Cum e la oașă? Cum e cum am început de la Sânzienele, cum ai ajuns la oașă? La Sânzienele, la oașă, mare diferență. Trebuie să știi mai bine pasul, trebuie să țin cont de restul, să fie înțelegere. Și ok. Bănuiesc că la Sânzienele ai și cântat oașul. Bă, da, și la oașul cântăm, dar nu așa de des. De ce? Ce te oprește pe tine să cânti? A, nu, mă refer cu, cu grupul. Nu, îți întrebam ce te oprește pe tine să cânti ca și solist vocal. A, ca și solist vocal nu am așa bună voce. O măștenită aia mică de la mama. Aia mică de la mama, de ce nu cânti? Așa? Eu nu, mai mult cu grupul. Mai mult cu grupul. Ce te vezi făcând după ce termini liceul? Nu se știe, poate preiau cursuri mai serioase de la doamna profesoară și continui. Ți-ai dorit să faci chestia asta? Da. Vezi că mulți nu prea s-au aventurat în, în sfera asta. Nu, mie îmi place foarte mult, îmi place foarte mult tradiția roșinească. Deci ți-ar place cu mare drag să duci mai departe tot ce ai învățat până acum de la, de la profesorii tăi, indiferent care au fost. Da. Îți doresc mult succes. Mulțumesc. Tu? Mă numesc Zele Ionuț, sunt din Târșolț, am 15 ani, sunt aici de un an și ceva. Cum e? Cum a fost și un an și ceva, cum spui tu? La început a fost greu, dar păi acum îmi place și... Se pare că ai avut și un partener care te-a ajutat să te integrezi. Da. Ce te vezi tu făcând într-un viitor apropiat? Nu știu, acum azi la școală. Acum să nu spui că și tu ai venit aici ca să vezi pașii doar ca să dansezi no, la Crăciun. Nu. Și asta e posibil, mă. Care a fost, ce te-ai trebuit de iese de aici? Păi, fetele, nu, să... Și fetele, că sunt fete frumoase aici. Da, și nu, să știu să dansez. Să... Și nu la fete de duce gândul. Indiferent ce să faci, îți doresc să ai mult succes și toate cele bune. Mulțumesc. Nu puteam încheia emisiunea noastră fără să nu stăm de vorbă și cu Ceterașul. Cel mai important. Cel mai important. Cel mai important. Cel mai important. Cea mai importantă piesă a acestui ansamblu. De cât timp activați dumneavoastră la acest, la acest ansamblu? 7 ani. 7 ani? Da. Au trecut în dumneavoastră, să spunem așa, multă lume. Au trecut foarte multă lume. Eu de 7 ani sunt angajat la Casa de Cultură, alături de doamna profesor Maria Tripon și fac meseria mea de cetăraș aici. Cum e? Cum e cu copiii? Foarte bine. Copiii dansează foarte frumos, adică dansează, nu dansează, joacă. La noi se joacă, tropotesc, nu dansează. Și e foarte bine, foarte bine. Bănuiesc că nici nu vă gândiți ca să nu continuați această acțiune, acest hobby al dumneavoastră, această meserie a dumneavoastră, această, cum să-i spunem, da, această plăcere. Această meserie a mea se continuă până la bătrâneață, până pot. Dumneavoastră de unde ați învățat să cântați la cetera sau zongăra, cum se spune pe aici? Din senin. Din auzite, cum să spun. Deci nu pe note, nu la vreo școală, nu nicăieri. A fost autodidact? Sau cineva v-a îndrumat? Probabil ăsta e un dar, părerea mea, e un dar. Deci când eram mic, auzeam cântând, ce trăia și așa mai departe și mi-a plăcut. Vă întreb și pe dumneavoastră la fel ca pe doamna profesor. Credeți că dintre cei care am văzut astăzi aici și ceilalți care sunt mai mici, credeți că măcar vreunul dintre ei va reuși să continue munca pe care dumneavoastră și doamna Tripon ați depus-o până acum? Din ceea ce îi cunoaște, din ceea ce ați văzut?
sau șansele sunt? Da, eu cred că să fie capabil să continue, cred. Trebuie doar ca să aibă un pic de dram de nemonie, cum spunea chiar doamna trecută mai devreme. Da. Și să nu se gândească foarte mult la partea financiară. Da, cred eu. Vă dorim ca pe viitor să aveți succes și să scoateți cât mai multe talente, să descoperiți cât mai multe talente în zona Vașului. Vă mulțumim din suflet că ați ales să începeți anul 2015, poate chiar cu noi. Suntem onorați pentru acest lucru. Noi ne aflăm aici în sediul primăriei din Negrești și pentru asta trebuie să-i mulțumim, doamne primar, nu că nu am avea sediu și la Clubul Copiilor avem, dar e spațiu mult mai mic și de aceea aici facem repetiții, aici organizăm și spectacole iarna de obicei, aici ne desfășurăm activitatea cu amândouă ansamblurile, avem un alt sediu și la Casa de Cultură unde depozităm costumele, unde ne mai întâlnim din când în când, dar pentru tot ceea ce ne sprijină, atât doamna primar Aurelia Fedorca, cât și doamna director Natalia Lazar, cât și conducerea Palatului Copiilor din Satul Mare și Inspectoratul Școlar. Noi trebuie să le mulțumim de fiecare dată și să-i asigurăm de toată seriozitatea noastră și tot respectul pe care îl purtăm. Iar dumnealor să fie convinși că folclorul e pe mâini bune și chiar dacă poate nu vor ajunge mari nume mulți dintre acești tineri și copii pe scenele țării, eu știu, poate așa cum am ajuns eu sau alți colegi de-ai mei, dar sunt convinsă că vor merge cu un bagaj de cunoștințe despre țara Oașului în lume și ei, la rândul lor, când vor fi părinți, vor ști să spună pruncilor lor că sunt pui de oșeni și vor ști să le explice frumusețea zonei Oașului prin tot ceea ce avem noi, prin grai, prin port, prin cântec, prin dans. Cu speranță în suflet că măcar o parte dintre cei care i-am văzut astăzi și cei pe care nu i-am văzut astăzi, dar sunt încă în ansamblu Sânzienele și în ansamblu Oașu, vor continua pe mai departe să ducă tradiția și tot ce înseamnă statutul de oșan, indiferent sub ce formă se vor afla ei. Încheiem, dragi prieteni, emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire pentru o nouă emisiune duminica viitoare de la aceeași oră. This is a recording. Check the mic, make sure it sound right, boy.